Eu am avut o zi de ieri care am fost foarte mulțumit, am făcut un timp destul de bun, am venit doar să mă antrenez, nu să fac timp, să-mi bat timpii și așa mai departe. Ziua de astăzi a fost un pic mai călduroasă față de cea de ieri și am reușit un timp relativ apropiat de timpul meu best care l-am pe acest circuit. Rezultatele sunt pozitive, un loc 2 până acum, pe o motocicletă împrumutată, motocicleta mea încă nu este gata, piesele încă n-au venit pentru ea și a trebuit să am împrumut pe o motocicletă a unui coleg. Ce pot să zic? Momentan tot este ok, vedem la etapă dacă motocicleta pe care o voi avea ne va putea ajuta să coborâm mai jos ca timp și să ne batem pentru victorie. Ne doream de foarte mult timp să începem pregătirea. Din păcate, primăvara s-a lăsat așteptată anul ăsta și, zic eu, un pic târziu am început antrenamentele, dar bucuria mea este că am reușit foarte repede să intru în formă. Din păcate, e un an în care nu am putut eu să mă pregătesc fizic foarte mult. Și din cauza ceea ce se întâmplă în jurul nostru și din cauza timpului pe care l-am la dispoziție, condiția mea fizică nu e una pe care o aveam în fiecare an în această perioadă, așa că m-am așteptat să fie mult mai greu. Mă bucur că am reușit să duc aceste două zile cu brio, să scot un timp bun și sunt încrezător în ceea ce urmează să ni se întâmple în acest an. Nu am apucat foarte mult să intru în pistă, la fel ca și ceilalți piloți, pentru că dimineața nu au fost condiții prielnice pentru antrenament, temperaturile la asfalt erau foarte scăzute și săream primele intrări de dimineață. Au rămas cele de după amiază două intrări. Per total e de ajuns două zile, patru intrări pentru a ne acomoda puțin și a intra în ritmul de competiție ceva urmă. În primul rând ne-am bucurat foarte mult că din nou suntem aici împreună cu voi. Au fost oarecum grele după o foarte lungă pauză, mai anume 6 luni, dar de la tur la tur îmbunătățim și încercăm să ne apropiem cât mai mult de timpii noștri. Este o dezmulțire ca după iarnă. Bine, ce pot să spun. Încercăm să îmbunătățim timpii, mai avem o intrare ultima de astăzi. Încerc să mai cobor la timp. Pregătim motocicleta pentru nou sezon, de fapt. A fost două zile în care am avut norocul de a avea o vreme frumoasă, chiar dacă suntem totuși în luna aprilie, și cred că am reușit să scot timpii pe care mi-am dorit și având în vedere faptul că astea sunt primele două zile din an, cred că mă vor ajuta foarte mult în competiție. Foarte bune, mi s-a părut că a mers bine, am încercat și suspensia și frânele, în mod special. Acum și la etapă sperăm să merg la fel de bine. A fost foarte fain, am muncit și sperăm să ajungem la un rezultat cât mai bun.